Pesani a fost îngerul și demonul petrolului. Brazilianul n-a sărit să boxeze mingea centrată în careul petrolist. S-a lovit de Golubovici, care a profitat și a deviat cu capul balonul în poartă. Pesania și ceilalți jucători se așteptau ca centralul german să dea fault în atac, însă arbitrul a indicat centrul terenului. Pesania și Marinescu au primit galben pentru proteste, iar punctele au rămas la Iași. După un meci în care portarul brazilian a avut și două intervenții de efect în fața moldovenilor, trupa lui Selimeș n-a avut niciun șut pe poartă și doar o singură ocazie în tot meciul. În repriza a doua, Zubiri a pasat excelent lui Petrișor Voina, dar scărița acestuia n-a avut efectul dorit. După primul eșec din acest sezon, petroliștii au acuzat golul primit. Atât antrenorul cât și jucătorii au spus că arbitrul a greșit, deoarece în suprafața de 6 metri, portarul trebuie protejat. Selimeș a recunoscut și jocul slab al echipei, care față de primele două etape și-a redus considerabil ocaziile de joc. Evoluția slabă a fost urmărită și de aproximativ 50 de suporteri petroliști împărțiți în două tabere, dar cu încurajări pe tot parcursul partidei. Cu siguranță vor fi mult mai mulți la următoarea deplasare, etapa viitoare la Chiajna. După 3 runde, petrolul are doar 2 puncte și -4 în clasament, având și o penalizare de 6 puncte.